Mă numesc Igor Furtună, sunt producător de biscuiți, am primit grant 200.000 de lei de la Uniunea Europeană. Eu am locuit în Italia, în orașul Parma, 14 ani. A fost necesitatea economică de a pleca în străinătate, dar întotdeauna am fost cu gândul de a mă întoarce înapoi în țara mea. Fără acest grant, sigur că situația se mai complica. Întreprinderea noastră are 12 angajați. Dacă ar fi multe întreprinderi mici, dar multe, adică ar fi un folos foarte mult bun pentru economia țării. Întreprinderea care produce biscuiți și grăsime tinde pentru a întrece chiar standardele europene. Să fie și în Moldova, ca consumatorii noștri să aibă posibilitatea, fără ca pleca în Italia, să guste de la producătorii autohtoni de la noi.